Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Sau și-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 3 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona, unde am preluat aici Barcelona și vrem să câștigăm la Liga Champions League tot ce putem efectiv. Nu uitați acolo dacă susțineți această carieră, apăsați acolo butonul de like să strângem poate 100 de like-uri, chiar cred că se poate dacă toată lumea intră în videoclip și apasă pe butonul de like. Din videoclip anterior ținem minte că am transferat jucători, l-am transferat pe Leao, pe Gyökeres și pe Marquinhos. În comentarii am văzut acolo că mi-a spus să transfer pe Sesco, dar deja era prea târziu. Dar poate îl transferăm în perioada de iarnă de mercato, pentru că acum mi se pare un striker chiar foarte bun, ați avut dreptate. Dar nu mi-a venit în minte și nici mi-a spus nimeni în comentarii, deci asta este data viitoare. Oricum, după transferul nu prea am rămas cu bani aproape deloc, mai avem 34 de milioane de euro și nu ne ajunge de un nou transfer. În La Liga se pare că suntem pe locul 4, destul de bine acolo, cu 6 puncte, am pierdut un meci în episodul anterior, însă am câștigat 2 meciuri, ceea ce este destul ok. Iar următorul meci este versus această echipă care nu știu cum se numește și vedem că este pe locul 8. Adică ar trebui să fie un meci ușor, zic eu. De asemenea, vedem că în 4 zile se resetează aici Youth Tournament. Deci putem să jucăm înapoi la turnament și să-i creștem pe acești noi tineri ai noștri. Vedem că avem un jucător interesant aici, 69 și 89 overall. Poate cine știe, îl transferăm. Dar momentan, haide să-i dăm advance până la următorul meci, care este cu această echipă. Un meci destul de ușor, zic eu. Am putea să câștigăm. Echipa asta arată destul de bine, doar că este obosită. Totuși o să băgăm aici pe Torres pe dreapta, pentru că am văzut că joacă bine pe dreapta. Locul lui Dani Olmo o să vreau să-l bag pe Ansu Fati și locul lui Araujo o să intre aici desigur cu Barsi, că este foarte, foarte bun. Poate l-am mai folosit și pe Garcia, dar aș vrea să jucăm cu Barsi pentru că este un fundaș chiar foarte bun. Îi dăm play match și haideți să vedem ce se întâmplă. Vedem că Gyökeres deja are 3 goluri în 3 meciuri, foarte bun acolo atacantul. Dacă vreți să vedeți ce a făcut, uitați-vă la episodul anterior. Totuși în ce meciu, haideți să vedem ce reușiți să facem versus această echipă în Liga. Bine aici De Jong, pasă bun la Gyökeres și acum Gyökeres șutează însă până poartă, cât de aproape. Pablo Torres la balon, trece Pablo Torres, trece foarte bine, pasează, însă, uitați-vă cât jucători erau, n-avea ce șansă. Foarte bine aici Pedri, vede aici pe Ansu Fati cum a plecat și acum Ansu Fati, Ansu Fati, reușește să înscrie Ansu Fati, vine acolo Ansu Fati, intră de pe banca de rezerve până la urmă într-un match și reușește să marcheze și ce gol frumos, un trivela chiar foarte frumos și am dat și pe verde. Revedem faza cum a plecat aici, un POV camera foarte bine aici, uitați-vă ce gol frumos de la Ansu Fati. Bine aici, ce faul, ce faul la Gyökeres, este de un roșu, zic eu. N-a avut nicio treabă cu mingea. Hai să vedem totuși ce decide arbitru și se pare că este un galben, ok, ok. Hai să mai schimbăm jucătorii, băgăm aici pe Dani Olmo și pe Lamine Yamal pe stânga. O să băgăm Leao, mi se pare că joacă cam post meciul ăsta. Și o să băgăm și pe Gavi în locul lui De Jong. Bine aici la Gyökeres, Gyökeres reușește, nu reușește, nu pot să cred cum apără portarul. Bine aici la Torres, Torres, Pablo Torres, la Gar... Nu reușește Gyökeres, un cap ușor. E bine și se termină meciul, meci destul de ușor, având în vedere că nu prea au atacat ei, dar destul de greu l-am marcat. Totuși, Ansu Fati ne-a ajutat foarte mult pentru că el a înscris golul și singurul gol în acest meci. Ok, și se pare că se termină perioada de mercato. Ok, o să-i dăm skip din pentru că noi nu mai trebuie să transferăm pe absolut nimeni. Următorul meci este versus cei de la Girona. Însă, înainte să jucăm acest meci, haide să jucăm cu juniorii, de ce nu? Mai aici Barcelona versus Girona și la ei la fel. Ok, haide să-i dăm start match. La line-up presupun că o să fosim același. Și da, o să funcționăm același. Și pur și simplu, haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce meciu, haideți să vedem că reușim să scoatem un meci frumos. Paul la început. Nu, ce fază bună acolo, însă reușim să apărăm. Bine aici, bine aici recuperarea. Recuperarea foarte bună și acum power shot-ul. Power shot-ul pe lângă poartă, bă. Ocazie bună pentru noi, haideți să vedem pasă dacă este bună. Este bună la Castro. Castro șutează, însă apără portarul. Ocazie bună pentru ei, haideți să vedem că reușim să ne apărăm. Haideți să vedem, haide, haide. Nu pot să cred, nu pot să cred ce gol ne-a dat, incredibil. Bun, bun pentru noi, șutul dacă e bun, este bun, bine acolo, bine acolo. Bine aici Castro, trece foarte bine Castro. Du-te Castro, du-te, nu reușește, bă, cât aproape. Încercăm să ne strecurăm, însă nu reușim, ultima fază a lor. Ok, nu mai am nicio fază, bine, bine acolo. Și acum jucă la Golden Goal, cine de gol câștigă. Bine aici, pasa este bună, este bună, șutul, însă este pe lângă, bă, l-am văzut că este pe lângă. Bine aici la Castro, Castro foarte bine, însă nu reușește, bă, ce bun e și portarul. Bine aici Castro, continuă Castro, continuă pasa însă, haide, haide, bine acolo, bine acolo, Martins, bine Martins. Reușim să aici să scriu și câștigăm. Ok, și se pare că Martins cu 9.8, Castro un match mai greu, 6.5, însă zic că este ok.
Îi dăm next match să vedem cu cine mai jucăm. Ok, și se pare că jucăm cu Las Palmas, o să jucăm pe toate, deși nu. E bine, și ce meciul, hai să vedem ce reușim să facem. Oh, nu știu, am început în forță. Hai să vedem acum aici, nu reușim. Nu, cum a trecut, cum a trecut, nu pot să cred, la craci. Hai mă, pe bune, pe bune. Cum a trecut acolo și ce pasă bună, uitați-vă la fază. Ah, nu mai notează nicio fază. Bine, aici, dacă Astro, du-te, du-te direct, du-te direct, însă apra portarul. Acum, haide. Bine acolo, bine, bine, bine acolo, bine acolo. Reușim să facem 1-1 instant. Bine aici, și acum, dacă reușim pasa, pasa este bună. Bine acolo, ce scăriță, Castro, bine mă, asta zic. Ce scăriță a dat la portare. Asta zic, asta zic. Revedem faza, foarte bună scărița. Foarte, foarte bună, ia uitați-vă. Hop, peste portar, peste portar. Oh, ce bine a scăpat aici, însă dacă reușim, reușește portarul să apre. Bine acolo, bine aici, bine aici, continuu și reușim să scriem 3-1, facem bine acolo, hai că meciul ăsta e al nostru. Bine aici, pasa de la Castro și acum șutul este gol, bine mă acolo, bine, 4-1 dacă nu mă înșel. Bine aici, Martins, aici Martins, însă este repostat, sau nu, nu pot să cred, Martins. Bine aici, Castro la balon, Castro la balon, Castro continuă, însă, da, nu mai are timp, se termină cu 4-1, destul de bine acolo. Esteban cu 10, Castro cu 9.8, foarte bun meciul. Chiar foarte bun. Următorul meci vine că este versus și la Villarreal. Ok, haideți să vedem ce echipă au și ei. Ei bine, și ce meciul, haideți să vedem ce reușim să facem. Azi e bun pentru ei. Nu, nu este. Nu este, nu este niciun foul. Nu, te cred. Penalty kick. Ok, haideți să vedem ce reușim să facem la penalty kick. Și penalty kick, bine, acolo apărăm însă rebounds. Bă, rebounds. Oh, ce bine a trecut aici Carvajal, însă bine aici, bine. Vergara s-a băgat foarte bine. Trebuie să fie gol, trebuie să fie gol. Și bară gol, incredibil. Ce șut de la Castro, ce bară gol a reușit să dea. Bine aici Castro, defensiv, așa cum, haide. Haide, un atac foarte bun, un atac foarte bun. Și nu, este pe lângă, este pe lângă. Bine aici, foarte bine aici. Însă, oh, reușește, bine acolo, bine, bine acolo. Ce pasă, da, și ce șut. Te-am dat și pe verde totuși. Astfel, ultima fază din meci, ultima fază dacă reușim să ne apărăm. Este 2-1, trebuie să ne apărăm, trebuie să ne apărăm. Nu, nu pot să cred. Fix în ultima fază din meci ne egalează, pe bune, pe bune. Ok, și se pare că o să jucăm până când scrie o echipă. Bun. Pasa foarte bine și acum șutul. Asta zic, mă, asta zic, construcția Barcelonei, incredibil. Incredibil ce construcție. Revedem faza, pasa foarte bună și șutul. Foarte bine plasat, incredibil, ce construcție. Și până la urmă bate în Castro, a avut nota 10, Martins 9-2 și Vergara 8-2. Eu zic ok, eu zic ok. E bine, și se pare că îl câștigăm, da, îl câștigăm. Aici crește cineva, se pare că Castro scade oarecum. Nu mai are 80, nu are 87, dar este ok în continuare. Dar următorul meci, după cum știți, este versus la Girona. Nu mai suntem cu juniorii. Echipa asta este foarte odihnită, așa că putem să intrăm direct cu primul 11. Însă poate cine știe, apelăm și la banca de rezerve. Așa că haideți să intrăm în meci, să vedem ce reușim să facem. E bine, și începe meciul versus cei de la Girona. Eu zic că putem să-i batem, așa că haideți să vedem ce se întâmplă. Bine aici la Rafael Leao, la Balde. Balde continuă foarte bine aici. Căutăm centrarea, bine acolo la Gyökeres. Și Gyökeres reușește aici să marcheze. Bine mă, ce s-a demarcat aici Gyökeres. Direct din prima fază noastră reușim să facem 1-0. Revedem faza foarte bine aici, centrarea de la Balde. Însă și ce bine a ieșit aici Gyökeres cu stângul. Reușește să marcheze. Bine aici la Miyamal. La Miyamal la balon, trece foarte bine, continuă la Miyamal, continuă la Miyamal, șutează însă apă portarul. Bine aici Leao, Leao continuă foarte bine, însă ce șut prost, bă, direct pe portară. Bine aici la Leao, Leao șutează, nu reușește, Gyökeres, bine acolo capul și Leao, nu bă Leao, prea lent, prea lent Leao. Petre la balon, vede aici păr, Leao care șutează pe lângă poartă, bă Leao, bă. Deci deloc n-a jucat Leao de când a venit la echipă. Da, și eu o să scot aici pe Leao, mi se pare că joacă prea prost, nu înțeleg de ce joacă așa de prost. Pentru noi o să scot și pe Lamine Yamal pentru că e obosit, însă da, din păcate Leao nu mi se pare un transfer reușit chiar deloc momentan. Poate își revine. Bine aici faza lui Gyökeres, incredibil, incredibil, ce monstru, ce monstru este Gyökeres, ce șut din voleu, n-ai ce să-i zici, efectiv, nu ai ce să-i zici, este prea bun Gyökeres, chiar este cel mai bun jucător de la noi din echipă. Uitați-vă, pasa lui la Lamine Yamal înainte să iasă, ce fază,
ce faza lui Kyo, care zi, auzi și voi, are acrobatic plus, nu știam, ok, ok, interesant, interesant, însă un gol foarte frumos. Bine, aici Gavi îl vede foarte bine pe Gyökeres, Gyökeres la balon, Gyökeres șutează și marchează Gyökeres, incredibil, băi, e un monstru, e un monstru în atac, e un monstru, ce power shot de la Gyökeres și pe verde ce drept, dar totuși uitați-vă la power shot, power shot plus, incredibil, 0,20 șansă să intre, 117 km/h, incredibil, ce putere, efectiv a reușit hat-trick-ul în acest match. Și se termină meciul, reușim să câștigăm cu 3-0, batem pe Girona toate 3 golurile date de Gyökeres, un jucător prea bun. Chiar a fost cel mai bun transfer pe care l-am făcut. E bine, și după acel meci foarte bun versus cei de la Girona, avem meci în Champions League, unde vom juca versus cei de la AS Monaco. Un meci interesant și eu zic că reușim să-i batem, dar totuși este în Champions League, deci trebuie să ne pregătim echipa. Momentan Leo n-a jucat așa de bine pentru noi, poate cine îl transferăm în perioada din iarnă de mercato și transferăm un atacant mult mai bun decât el, însă Gyökeres. Gyökeres care a avut un început de sezon foarte, foarte bun, a reușit să înscrie 6 goluri în 5 meciuri. E ceva, chiar e ceva, un început de sezon foarte bun. Ok, și se pare că n-a venit scoutul de la Junior. Haideți să vedem ce reușim să găsim aici atac. Că găsim ceva, iar din câte văd, da, nimic interesant, doar acesta, dar nu prea. La portughez totuși găsim ceva, da, nimic, la fel, dar poate la argentinien găsim ceva bun, ok, găsim ceva, însă da, la fel de slăbuț, avem ceva mult mai bun decât atât. Meciul acesta versus cei de la AS Monaco este un meci greu, chiar este un meci greu, au o echipă destul de interesantă aici, Bologun, Minamino, foarte buni jucători, însă eu zic că noi putem să-i batem, chiar putem să-i batem. În acest meci, sincer să fiu, nu cred că o să joc pe Leo, nu știu, parcă nu reușește acolo, să jocă totuși pe Ansu Fati și o să intre Leo poate după aia de pe bancă. Totuși la mine mai probabil că o să prindă primul 11, dar la pauză să-l scoatem, pentru că este chiar obosit. Așa că haide să intrăm în meci cu această echipă să vedem ce reușim să facem. E bine, și începem primul nostru meci în UEFA Champions League. Haide să vedem dacă reușim să facem ceva în acest meci. Bine, aici Dani Olmo, vedem aici cum a urcat Balde. Balde foarte bine, căutăm pasa. Bine, aici Dani Olmo, Dani Olmo șutează, însă nu reușește să marcheze. La mine mai la balon, acum le vede pe Gyökeres. Gyökeres continuă foarte bine. Gyökeres. Haide să vedem. Hai șutul. Nu pot să cred, da, portarul. Sau nu, dăm pe lângă. Ok, ok. Ocazie bună pentru un șut bun, însă terește în apără, fără nicio problemă. Totuși aici Ansu Fati, Ansu Fati trece foarte bine. Ansu Fati, însă nu reușește. Bă, cât de bun este portarul advers. Se termină și repriza totodată. Ok, și acum că s-a terminat repriza, hai să vedem pe cine schimbăm. Leo o să intre în locul lui Lamine Yamal. Fati o să intre în mijloc și aici o să intre Torres. Și de fapt pe Leo o să-l punem pe partea stângă pentru că se descurcă mai bine. De asemenea îl băgăm pe Cubarsi și îl băgăm și pe Gavi în locul lui De Jong. Bine, aici Ansu Fati, Ansu Fati îl vede foarte bine pe Gyökeres, șutează însă, apă portarul, incredibil, ce șut. Leo continuă foarte bine, Leo la balon, șutează însă pe mijlocul porții, frate. Bine, aici Pablo Torre, Pablo Torre, pasă bună aici la Gyökeres, Gyökeres continuă foarte bine și nu pot să cred, ce bar, bă, ce bar, apă portarul ăla tot. Tot apără. Nu, ce fază bună, însă bine aici cu Barsi, bine cu Barsi. Ultima fază probabil de meci, Ansu Fati, Ansu Fati la balon. Încercăm aici o pasă, haide, haide Gyökeres, du-te Gyökeres, șutează și reușește să marcheze bine acolo Gyökeres. În ultima fază a meciului, minutul 91, Gyökeres marchează o pasă foarte bună, dacă mă știu, de la Ansu Fati. Bine acolo Gyökeres. Revedem faza, uite pasa foarte bine la Pedri, cred că, însă Gyökeres foarte bine aici, șutează pe lângă portar. În sfârșit reușim să-i dăm gol acestui portar chiar foarte, foarte bun. E bine, și nu cred că mai are timp de nimic, câștigăm meciul fără nicio problemă, exact în minutul 90. Bine acolo Gyökeres. Următorul meci este versus cei de la Villarreal, care vedem că sunt pe locul 2 în La Liga, destul de bine pentru ei, pe locul 1 este aici Real Madrid, însă acest meci cred că o să jucăm în următorul episod. Momentan echipa asta arată chiar foarte, foarte bine, însă nu-mi place deloc de Leo, absolut deloc, pentru că nu joacă pentru noi, nu joacă deloc. Totuși, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem, poate reușiți să strângem și noi 100 de like-uri, aș aprecia enorm această carieră, pentru că și mie îmi place și sunt sigur că și voi vreți să vedeți mai multe videoclipuri cu această carieră. Nu uitați acolo să vă abonați, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal White, v-am pupat, pa, pa!